Bună ziua, bine ați venit! Mă numesc Clopotar Victor, sunt din localitatea Brateiu, comuna Brateiu. Practic meșteșugul respectiv din tată în fiu, din generație în generație. Toți făceau acest meșteșug, neamul nostru de căldărari, cupru, alama și alte obiecte din metale. Meșteșugul, practic, de mic copil. Să zic, cu asta am crescut, o am în sânge. Bunicul meu știu că făcea asta, tatăl meu. Și de la tatăl meu am învățat și eu, Dumnezeu să-l odihnească. Îmi place meseria pe care o practic. Sunt niște obiecte foarte greu de realizat. Din asta trăim și asta știm să facem cel mai bine, să zic. Și fiul meu o să moștenească meseria respectivă. Obiectele sunt lucrate majoritatea dintr-o singură bucată, inclusiv coada care este nituită la care lucrez acum și dintr-o foaie de tablă plată, ca să-l aduci la forma finală, e greu. La fiecare bătaie trebuie decălit, pus pe foc să se moaie materialul, să devină maleabil. E o meserie pe care poți să trăiești din ea, să-ți întreții familia. Acum, bineînțeles, nu producem cantități mari, mult. Până acum 2-3 ani mergeam la târguri prin București, Oradea, Satu Mare, Iași și se organizau târguri meșteșugărești la care plăteam taxă, la care nu plăteam taxă. Asta este cea mai grea parte, care era cea mai grea parte de pentru noi, ca să plătești un metru pătrat pentru 3 zile câteva sute de lei, nu era benefic pentru noi. Și atunci am încercat să vindem la drumul principal, la stradă, la DN14, am deschis un stand, plătim ceva la primărie sau nu plătim ceva, dar totodată e terenul nostru, pe care noi plătim impozit și aparține de terenul respectiv al nostru, unde expunem noi. Până acum 2-3 ani am avut chiar și un PFA, la care produceam mai multe obiecte, dar neștiind că cum se procedează, am apelat la un contabil, am cumpărat materialele înainte, nu le-am putut trece, n-am știut cum e problema și am renunțat. L-am ținut 2-3 ani și am renunțat. La care atunci, în perioada respectivă, lucram pentru meșteșugar butic. Și a fost benefic pentru mine. După ce n-am mai lucrat pentru meșteșugar butic, am renunțat la PFA. Și am trecut la o asociație meșteșugărească, la care plătesc o cotizație anuală, la care mi-l vizează carnetul de meșteșugar, dar nu s-a mai ținut târguri din cauza pandemiei respective și a fost greu pentru noi, să zic așa, nici la stand n-am mai avut vânzări și acum, totodată cu promovarea pe care REDI vrea să ne o facă, este benefic pentru noi că toate lucrurile se vând online. Majoritatea lucrurilor se desfășoară acum online. Ar fi bună și pentru noi chestia respectivă pe care se face cu promovarea și mulțumim cu ocazia asta